Bună ziua, sunt profesor Cristina Popa, expert realizare resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vom discuta despre diminutive și rolul lor într-un text. Materialul se adresează elevilor de clasa a șaptea de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Să citim textul. În momentul în care căsuța strălucit de curățenie, albă ca zăpada le mulțumi animalelor pentru ajutor, și se duse la etaj să tragă un pui de somn. Deschise ușa cămăruței și văzu șapte pătuțuri. Probabil că aici locuiesc niște copilași, își spuse ea, citind numele scrise pe tăbliile pătuțurilor. Fata se întinse de-a curmezișul pătuțurilor, iar păsărelele aduseră o păturică de o înveliră, ca să nu răcească. Cum sunt considerate de vorbitor obiectele denumite de cuvintele subliniate? Căsuța, cămăruței, pătuțuri, păsărelele, păturică. Obiectele denumite de cuvintele subliniate sunt considerate mai mici decât obiectele denumite de cuvintele de bază. să ne amintim. Cuvintele care denumesc obiecte sau însușiri considerate de vorbitor mai mici decât obiectele sau însușirile denumite de cuvintele de bază se numesc diminutive. Acestea se formează cu ajutorul sufixelor diminutivale. Aș, el, ia, ică, iță, uț, uță. Care credeți că este rolul diminutivelor în textul citit? căsuța, cămăruței, pătuțuri, păsărele, păturică. În textul citit, diminutivele sunt folosite cu sens afectiv, având rolul de a emoționa cititorul, de a câștiga simpatia acestuia. Care credeți că este însă rolul diminutivului în enunțul de mai jos? Vecinul meu are o căsuță nouă cu șapte camere și garaj. În enunțul dat, diminutivul este folosit cu sens ironic. Vorbitorul își exprimă astfel lipsa de considerație față de vecinul său. Rolul diminutivelor într-un text este acela de a exprima simpatia, atitudinea pozitivă. E un băiețel cu minte. Poate indica o depreciere sau o ironie. I-a dăruit o mașinuță de câteva mii de euro sau atenuează o cerere, o rugăminte, o poruncă. Așteaptă o secundiță. Să exersăm împreună. Recunoașteți intenția cu care sunt folosite diminutivele în enunțurile alăturate. Alegeți sens afectiv sau sens ironic. E un cățeluș tare drăguț. Cățeluș e folosit cu sens afectiv. Am citit o poveste despre un elefanțel. Elefanțel are sens afectiv. Am desenat steluțe aurii. Steluțe este folosit cu sens afectiv. Este și el un actoraș între atâția. Actoraș este utilizat cu sens ironic. A publicat și el o poezioară și se crede scriitor. Poezioară este utilizat cu sens ironic. Vă propun următoarea activitate independentă. Uniți după model, enunțurile din stânga cu valorile exprimate de diminutivele conținute, scrise în casetele din partea dreaptă. Simpatie-ironie. Îmi place să beau ceai din ceșcuță. Arată simpatie. A strâns și el niște bănuți cât să trăiască fără griji toată viața. Am o pisicuță pe care o iubesc foarte mult. Așadar, atenție la utilizarea diminutivelor! Vă urez succes!